Și zile, cum ți-ai petrecut zilele de când ne-am mai văzut? Deci asta că mi s-a întâmplat așa, am fost în club, am văzut eu că aceea se iese în club numai în curs săptămânii. Deci în weekend ies mai proști. Așa e. Stai să-mi pun și mie agenda aceea, că după aia am niște planuri, nu vă deranjez. Trebuie agenda. Stai da, de deci, jos, stai în cap. Nu, stai puțin, că vreau să fac un biorare cu voi. Veniți cu aia. Deci am văzut o chestie în clubul, deci am fost în club ce de house. Ce poți să vezi în club interesant? Am fost în club de house și am văzut exact cum se agață. Deci am văzut eu o tehnologie. Ce? Da. Da, adică la manele, la deci manele, când se bagă manele la tinorin. Păi n-ai fost la se ia jumătate. Aia e, deci e, asta e. Asta e și la tine, la Giurgin. Da, asta le știm. E simplu. Dar ce e asta? În afară de faptul că ridici tot praf la... Ce e? Băi, de ce pe mine? Poate o fi afacere, poate am dat o spargere. Este soarta mea, mai ca pregista. Și te lași pe spate, mă. Te lași pe spate? Da. Așa e modelul. Da, e mai simplu. La hip-hop am văzut că i-am văzut al de paraziții. Așa. E simplu, e numai așa. Și... La house e tehnologie, tată. Deci house e cel mai greu. House-ul, da, deci da. am adus melodie că am înregistrat-o pe telefon și am dat-o lui Michi. Da. Da, deci la house e în felul următor. Deci în momentul în care intri în club, contează foarte mult, m-am uitat, o atitudine, mă. Atitudine. Da, deci sunt tot așa pe șmecherie, pe genul șalea, știi? Un pic mai tare în platou sau da, deci și mult mai tare, să dea tare cum e în club, mă, știi? Hai, vino cu acidani, treceați în stânga, vino cu acidani, stați lângă mine să vă arăt. Deci voi nu trebuie să faceți decât ce eu vă învăț acum exact ce înseamnă să nu pleci singur. Ce ai învățat-o din club după da, o zi deci, de club. Ăla șmecher merge mai în față, să aibă niște fraieri cu el, mai în spate așa. Paf! Ia un energizant cu 4 paie 5, da? Da. N-ai bani să-i bea toți. Păi și prima oară, uite, e din genunchiul stâng așa, o mișcare cam aiure așa, nu prea ai chebez. Ia uite. N-au ritmul, n-au ritmul, că de-aia, da. Aia și dai drumul și la dreptul ușor. Dar nu pare că ți-i place la discoteca. Nu, păi nu-ți place, dar e și fața că nu-ți place. Deci tu ești așa pe genul, bă, deci dă, bă, dracu de aici. Deci n-ai nimic. Deci ai venit obligat. Da, mă, și după aia când o vezi pe ea singurică, deci începe un dialog tu cu ea singurică. Deci o vezi, ochii acolo. Și încep de aici. Stai tu, Roxana, aici, în fața noastră, ca să fii singurică. Nu chiar, acum ai în fața așa puțin. Nu cum te-ai duce, deci cum stai la... Mai încolo. Mergi. Stai acolo, gata, asta e. Bun. Și a zis eu, bagaje ușoare, plăsuțe. Deci, plăsuțe, iei de aici. Dar ce-i asta, un dans? Da, mă, sunt schemele de dans, dar am văzut un club. Păi, scuză-mă. Păi ia, plăsuțe. Ca cum face pasărea paradisului, de ea așa de... Da. Și ușor pe lângă corp, perin. Asta-i! Sacoșele! Două tricile de șalom, mai mult n-ai aici! Și trei la saci, tată, ca să arăți că ești lucrat la sală! Aici, pe umă, saci! Așa! Care e... Saci, bagaje grele astea! Bagaje grele! După aia, două roftei! Deci aici, mâna aici, dreapta! Și schimb cu stânga! Și... Asta, și privirea pe ea! Și după aia încep să spui că e tactul ceva șmecher în poliție, că ești... Ce asta cum poți să-i spui, că nu se aude de muzică? Întinzi mâna stângă, așa, da. Și girator, tată. Părin, și lua și din genunchi ușor. Așa. Girator. După care îi spui că ai rude și prin vamă, că merge acum. Aole, la vamă. Asta e de vamă. Am înțeles. După aia, stilul Ceaușescu, poate e mai bolșevică, zic. Și de aici din mână, Hitler. Da. Ăștia deja sunt pe alte făinoase aici. Și Băsescu, dar avea păr, așa e. Și după aia treci la personale, adică te uiți la ea. Da. Pompier. Stai drag acolo, că n-avem la cine să ne uităm. Nu știu, urma schema cea mai interesantă, pompierul, i-am zis eu. Asta e! Bă, da! Asta ai făcut tu, bărule! Și toate... nu acum mă întrebam ce-o fi vrut să zic că e la login, mă, cu astea.